Fățe, astăzi e ziua când a început depunerea cererilor pentru plata unică. APIA lucrează, sunt deja câteva mii de oameni care au depus. Atenție, puteți întâmpina unele mici probleme. O să detaliem despre ce este vorba în cazul în care nu ați primit o comunicare de la APIA în timp util, dar cred că s-a întâmplat. Tot în emisiunea de astăzi dezbatem subiectul cine nu mai vrea subvenții în agricultura europeană. E greu de arătat cu degetul, dar scenariul se ridică tot mai puternic de ceva vreme încoace. Și cu porc sau fără porc, un recent ordin al ANSVSA, publicat pe pagina proprie, a stârnit oarecare nedumerire, ba chiar informații destul de prăpăstioase. Așa că cei de la ANSVSA au venit astăzi cu un comunicat în care spun nu e interzis să crești porc în gospodărie, e interzis să-l vinzi sau să-l plimbi în afara curții. Începem. Perens a uitat să vă spun că din această lună vaccinarea ar putea deveni obligatorie în România. Așadar, să le luăm pe rând. 2 martie e ziua în care a început depunerea online a cererilor pentru plățile unice. APIA lucrează încă de la miezul nopții fără niciun fel de problemă. La ora 10 în această dimineață a și fost o videoconferință între reprezentanții ai Ministerului Agriculturii și cei din structurile APIA pentru a vedea cum decurg lucrurile. Și se constata că până la ora 10 deja 1000 de cereri fuseseră depuse. După cum știți, termenul limită e 15 mai și nu avem niciun motiv să credem că în acest an va fi acordată vreo întârziere, vreo derogare. Deci 15 mai este termenul limită pentru a depune aceste documente. Ele se depun la centrele locale sau județene ale APIA. După cum știți, modificările pot fi făcute până în 2 iunie, inclusiv fără penalități. Dacă depuneți după 15 mai, data limită de depunere, veți fi posibil penalizat cu un anumit procent în fiecare zi. Ce e bine de știut, pentru că sunt fermieri, după cum remarcă și cei de la APIA, care nu și-au putut accesa contul de pe platforma APIA care le permite să își depună cererea. Parolele de acces au fost schimbate cu ceva timp în urmă datorită acelei legi privind protecția datelor personale. Știm că cei de la APIA au trimis către fiecare aplicant, către fiecare beneficiar de subvenții, un mail, o informare în timp util. Dacă eventual nu ați primit-o și nu vă puteți loga ca să depuneți cererea, luați legătura cu cei de la APIA pentru a lămuri rapid situația, pentru că, uite, așa trece martie, trece și aprilie cu Paștele și atunci ne trezim la 15 mai. E bine de știut că în fiecare noapte, între orele 3 și 5, serverele de la APIA nu funcționează. Ele sunt oprite în acea perioadă pentru o revizie tehnică, pentru întreținere, pentru mentenanță, deci nu vă faceți probleme dacă între 3 și 5 noaptea nu reușiți să vă depuneți cererea. E adevărat, serverele pot fi oprite și oricând, în alt interval de timp, după cum anunță APIA, dacă se constată o supraîncărcare, un număr foarte mare de încercări de a accesa site-ul. De aceea, sfatul și al celor de la APIA și al nostru e să depuneți cât mai curând acele cereri online. Da? Nu așteptați ultimele zile până spre 15 mai pentru a face acest lucru, pentru că e în interesul dumneavoastră ca lucrurile să decurgă cât se poate de bine. Și banii or să vină fără niciun fel de problemă. Miliardele de la Uniunea Europeană și cele din bugetul național, evident, vor curge și anul acesta destul de rapid către dumneavoastră. Există însă o problemă potențială în perspectivă. Ce se întâmplă dacă nu o să mai avem tot atâția bani cât primim acum de la organismele comunitare? Și nu e un scenariu foarte îndepărtat, mari fermieri se vor lovi de el în curând, fiind vorba de plafonarea probabil la 100.000 de euro pe exploatație a subvențiilor primite, dar dincolo de ceea ce apare foarte evident și ceea ce știm cu toții că se va întâmpla, sunt discuții mai în subsolul organismelor comunitare care vorbesc despre o potențială renunțare în perspectivă la politica agricolă comună. Ideea, să știți că nu e deloc nouă și ar urma să ducă la renunțarea, la cea mai veche formă de comunizare a continentului european, că agricultura a fost primul domeniu în care s-au pus în toată Europa lucrurile împreună. Există de ceva vreme
o discuție, e adevărat, nu foarte la vedere, să nu se sperie lumea, despre posibila renunțare la subvențiile acordate de la bugetul european. Și dacă ținem cont de aceste discuții și vedem ce se întâmplă în ultima vreme cu o scădere destul de importantă, aș spune eu, a fondurilor alocate agriculturii europene, putem să credem că lucrurile se îndreaptă, din păcate, în această direcție. Nu se va întâmpla mâine, nu se va întâmpla poimâine, pentru că acum se lucrează, mă rog, se lucrează, se negociază la bugetul comunitar 2020-2027. Posibil să mai existe, și sigur va mai exista, nu doar posibil, un altul pentru agricultură între 2028-2035, 34-35, dar după aceea să știți că nu există foarte multe proiecte și proiecții după 2035, ba chiar spre 2040, spun unii că ar apărea această intenție de a se renunța la subvenționarea agriculturii europene. Și punem aceste informații, destul de puțin evidente în spațiul public la ora actuală, în corelație cu ceea ce declară mediul bancar. Vineri 28 februarie a avut loc întâlnire aici la București între un reprezentant al unei bănci comerciale, mare bancă comercială, și presa din agricultură, presa agricolă. Și acolo s-a discutat despre cum iau un fermier credite și ce se va întâmpla în cazul în care fermierii nu vor fi subvenționați. De exemplu, reprezentantul băncii, n-am să-i dau numele, n-am să spun nici cum se numește banca respectivă, a fost destul de tranșant spunând așa: fără subvenții, fermierii mari vor avea profit mai mic, dar nu vor falimenta. E o potecă periculoasă pe care o apucă agricultura românească dacă începem să discutăm despre aceste lucruri. E adevărat, fără subvenții, da, mari fermieri ar putea să nu falimenteze. Deși există și riscul să falimenteze, da? Să fie înglodați în datorii, în credite, în leasinguri, să fie un an, doi, trei agricoli mai puțin generoși pentru producții, și atunci iată că falimentul nu e chiar atât de îndepărtat. Dar când reprezentantul unei mari bănci, care acordă și credite în agricultură, spune că nu e un capăt de lume dacă nu o să mai fie subvenții europene, începem să ne întrebăm dacă nu cumva reprezentantul acestei bănci, cu sediul undeva în vestul Europei, mai aproape de canalul Mânecii decât de noi, nu cumva pregătește terenul, lansează și el o vorbă, își dă cu părerea așa, fără să-l întrebe cineva special despre acest lucru, tocmai pentru a vedea cum reacționează piața. Poate fi un test, nu-i așa? Nu știm ce se discută în cancelările europene, pentru că acolo, în mod cert, reprezentanții mediului bancar sunt și ei consultați. Și poate că, uite așa, încet, încet, la o întâlnire protocolară sau neprotocolară cu presa agricolă, la o întâlnire cu fermierii, apar și astfel de idei. Ce ar fi să vedem cum e și fără subvențiile europene? În condițiile în care la ora actuală în România, cu tot cu cei 200 de euro la hectar cât primește acum un fermier, e greu, e foarte greu și neconvenabil să iei un credit agricol. De obicei ești cântărit de la A la Z și ți se verifică rudele până la 11-a spiță să vezi dacă te califici pentru un credit în agricultură. Da, mă rog, asta e. Deci, un reprezentant a unei mari bănci din România, care deține o cotă importantă de piață și care acordă și credite agricole, lansează ideea aceasta că se poate și fără subvenții, că va fi mai greu pentru marii fermieri, care nu vor muri însă. Dar micii fermieri, da, fără subvenții, ce vor face micii fermieri, cei către care se îndreaptă toată grija Uniunii Europene în perioada imediat următoare? Dacă marii fermieri nu mor, cei mici ce vor face, care nu au nici baza materială, nici cheagul strâns de mari fermieri, micii și medii fermieri, cu 50, 100, 150 de hectare, unde vor găsi puterea și resursele financiare ca să meargă mai departe, în condițiile în care seceta e la fel și pentru ei, utilajele și inputurile sunt la fel de scumpe? Deci, o astfel de idee, aruncată dezinvolt în piață, sub formă de ipoteză de lucru, e de fapt una foarte periculoasă. Nu știu, vă spun, nu știu dacă ea pregătește sau nu un scenariu viitor spre 2040. Dar ideea e foarte neplăcută pentru ce ar putea să fie. Ce se întâmplă în cazul în care falimentează o parte din agricultură?
Păi oamenii care au dat faliment nu mai lucrează pământul respectiv. Pământul nelucrat nu poate să stea așa vai de capul lui. Nu mai bine îl cumpărăm, pentru că există bănci din aceleași țări de unde vine și banca, care, al cărei reprezentant făcea această afirmație, care au fonduri speciale de investiții cu care cumpără terenuri agricole în estul Europei. Eu nu fac neapărat o legătură între aceste două situații, dar e o posibilitate, nu-i așa? Unii falimentează, e păcat să rămână pământul, nimeni nu o să facă un cartier rezidențial în inima Bărăganului și atunci mai bine îl cumperi la un preț mai de nimic, da? Și așa prețurile sunt mici în România față de vestul Europei și mai bine îl cumperi și vestul ce faci? Eventual, agricultură, că o bancă, dacă a cumpărat pământ printr-un fond de investiții sau în nume propriu sau, mă rog, nu știu, pe o firmă agreată, poate să găsească și un credit de lucru, nu-i așa, pentru firma sau fondul de investiții respectiv. Bun. Am vorbit de vestul Europei, de ce se poate pregăti în cancelarile europene. Spun, sunt doar ipoteze, aproape speculații la ora actuală. Nimeni nu va recunoaște acest lucru cu gura întreagă, dar e bine să vă gândiți și la acest lucru. De aceea revin la îndemnul, depuneți cât mai repede cererile pentru plata unică, da? Că nu se știe câți ani de azi înainte o să mai fie. O să fie încă un exercițiu, poate două, și după aceea e timpul să vă consolidați afacerile și să mergeți, dacă puteți, pe dezvoltarea de activități colaterale producției primare. De exemplu, pe producție. Da? Pe producție și prelucrare. De producție de mâncare, la asta mă referam. Numai că și aici sunt probleme legate de ce se va întâmpla odată cu noile norme în ceea ce privește clima și mediul. Cercetătorii din Germania, de exemplu, au ajuns la concluzia că industria de hrană pentru omenire e atât de poluantă încât mai bine n-ar exista. Ei au ajuns la o concluzie pe care cred că o știe orice țăran din România fără să investească sute de mii de euro și milioane de euro într-o cercetare. Că în zonele unde se practică o agricultură intensivă, e un nivel ridicat de nitrați în sol. Domnule, e fantastic cum au ajuns ei la această concluzie. E exact din seria cercetătorilor britanici care au descoperit că un purice cu picioarele rupte surzește pentru că nu mai sare la comanda sari. Da? Deci cercetătorii germani, după ce au cheltuit probabil suficienți bani, au ajuns la această concluzie. Acolo unde se face agricultură intensivă, conținutul de nitrați în sol e mai mare decât în altă parte. Domnule, e la mintea cocoșului ca așa ceva. În cazul ăsta nimeni nu mai spune că sunt bani cheltuiți cu cap sau fără cap. Dar, mă rog, e un argument în plus pentru schimbările care vor fi aduse în politica agricolă comună. Deci, agricultură intensivă, poluare intensivă, păi nu mai bine reducem agricultura și atunci am salvat și solul? Sigur, nimeni nu dorește o poluare aproape deloc. Da? De exemplu, nici noi românii nu ne dorim poluare, dar suntem categorisiți cu ea mai ceva decât în China în anumite zile. Cum a fost noaptea care a trecut aici în sudul României, în București, de credeai că e ceață, iar autoritățile au aflat de pe Facebook că e poluare pe la 4 dimineața, că nu s-a găsit niciun ofițer de serviciu să-l sune pe ministru, dar cum să-l deranjezi pe ministru la 4 dimineața să-i spui că poluare. Da? Și așa o să rămână în continuare, să sperăm că va bate vântul și va ploua și ne scapă. Deci, nimeni nu-și dorește o poluare excesivă, dar astea sunt condițiile la ora actuală, iar această poluare în sol, cantitatea mare de nitrați în sol, nu e acumulată într-un an, 2-3. E acumulată în zeci de ani de agricultură intensivă. Și ea e valabilă în vestul Europei, acolo unde agricultura a fost chimizată puternic foarte mulți ani, și în zonele din estul Europei, unde nu s-au respectat normele de folosire a substanțelor chimice. Da? De aceea am asistat la atâtea cazuri nefericite în România de copii intoxicați, de sugari intoxicați, după ce mamele lor au reconstituit laptele praf cu apă luată din fântână, iar apa era plină de nitrați. Da? De ajungeau bieții copii albaștri la culoare. Asta e intoxicarea cu nitrați. Să sperăm că se vor găsi metode. Poate găsim, uite, o metodă decât să plătim cercetători care să ne spună ce știam, mai bine plătim niște cercetători care să ne spună cum spălăm solul de nitrați, da? Poate găsim o metodă să-i anihilăm în sol și atunci am câștigat mai mult. Bun, cu sau fără nitrați, cu sau fără multe substanțe chimice, cartoful crește. Trec pe partea de cartof pentru că tocmai a fost
conferința cultivatorilor de cartofi din România. Cultivatori de cartofi care, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini și nu mai acoperă necesarul de hrană al României. În condițiile în care acum 35 de ani, deci nu foarte departe, dacă stăm și ne gândim, erau atâția cartofi în țara asta încât jumătate din producția de alcool era făcută din cartofi. Da? Și rămânea și pentru toată lumea, cu toată cartelarea, cu toată raționalizarea produselor, de cartofi nu ducea nimeni lipsă. Ei, acum nu mai suntem în stare să asigurăm necesarul de cartofi. Au scăzut suprafețele, au venit foarte multe semințe, hai să nu le numesc dubioase, dar le numesc dubioase. Din afară s-au amestecat cu semințele românești care erau adaptate condițiilor locale, producțiile nu mai sunt ce erau odată, da? Noi nu suntem mai mult, să spuneți că noi consumăm mai mult și de aceea nu face față industria cartofului. Așa că cei din industria de cultivare a cartofului cer Ministerului Agriculturii intervenția. Dacă se poate și de urgență, e și mai bine. Și să le medieze o întâlnire cu reprezentanții marilor magazine. Haideți să vedem un material. Agro TV, evident, a fost la conferința cartofului, să vedem care sunt problemele pe care oamenii le-au pus pe masă. Este necesar, imperativ necesar, un plan național de dezvoltare a tuturor culturilor în România, având în vedere că și noi ne bazăm pe producția agricolă ca și o susținere economică, aș spune. Întorcându-ne la cultura cartofului, fără o strategie de dezvoltare, nu putem să considerăm că se asigură necesarul, măcar necesarul țării, mai dacă este nevoie și de un export necesar economiei, trebuie cei îndrituiți să gândească foarte amănunțit asupra lucrurilor și să reflecteze asupra faptului că și planuri național strategice s-au perpetuat de multe ori. E o cultură cu mare investiție pe hectar și nu știi niciodată dacă reușești 100% să scoți, să-ți mai rămână și ceva beneficiu sau de intri în pierdere. De-aia trebuie de la bun început. Așa, să, cine vrea să facă această cultură cartofului, să facă în așa fel ca să respecte toate verigile tehnologiei respective. Bun, asta e cu cartoful. Oamenii au probleme, măcar cartofi să avem. Porumb deocamdată se mai face în România. La cartofi stăm destul de bine, nu foarte bine, o să se rezolve. Bun, da. Pe lângă cartofi și o mămăligă făcută din porumb, trebuie să mai pui ceva, că nu toți ne-am născut gata să roadem scoarța de pe copaci. Adică nu suntem toți vegetarieni. Unii săraci mai mănâncă și puțină carne. Și mă gândesc la mine. Și știți cum, că porcul e cel mai bun prieten al românului, să vedem câtă vreme o să mai fie. E o mică tulburare în piață acum, nu provocată de pesta porcină africană, dar de fapt de la ea pleacă totul. Un document al ANSVSA care vrea să pună ordine în creșterea porcilor în România a produs câteva întrebări, nelămuriri și titluri greșite ale unor colegi. Că ANSVSA interzice creșterea porcului în gospodăriile populației. De aia ANSVSA o să și grăbi să dea un comunicat prin care dezminte evident că va interzice creșterea porcului. Dar există o serie de documente publicate pe site-ul lor, care spun așa: creșterea porcinelor în exploatații în aer liber este interzisă. Deci după ce acest document va intra în vigoare, înseamnă că nu va fi voie să mai creșteți porci la stâne, la cantoanele silvice, cantoanele de pe lângă diguri și societăți agricole vegetale. Deci dacă aveți o fermă care nu se ocupă cu creșterea animalelor, dar aveți cereale, Nu mai aveți voie să creșteți porci. În niciun caz nu o să mai fie voie să creșteți porci la stână sau în păduri, pe lângă cantoanele silvice. Așa, și întreb eu, cine va verifica acest lucru? Pentru că eu pot să vă dau exemple, da, de fermă la care sunt crescuți porci mistreți, deși porcul mistreț e un animal sălbatic. Și ce? Știe cineva că acolo sunt porci mistreți dacă nu-i vede nimeni? Ei sunt puși într-un loc bine mersi și cresc.
N-am să vă spun unde e, pentru că n-ar fi frumos din partea mea, dar cine va verifica respectarea acestor interdicții? În ceea ce privește gospodăriile populației, adică exploatațiile de subzistență, ce spune așa? Va trebui să creșteți porcii pentru îngrășare și sacrificare, dar va fi interzisă activitatea de reproducție și mișcarea porcinelor vii, indiferent de destinație. Deci, dacă dumneavoastră veți crește porc acasă, 1, 10, 5, 50, 140 de mii, nici nu contează câți porci vreți să creșteți dumneavoastră acasă, trebuie doar să vă încadrați într-o anumită categorie de crescători, nu aveți voie să faceți activitate de reproducție. Va trebui probabil să castrați toate animalele. Hai, în cazul vierului nu e nicio problemă. Da, la scroafă unii se gândeau că mai face purcei, vând și mai scot un ban. Nu, nici asta nu va fi permis pentru că n-aveți voie să mișcați porcii vii, indiferent de destinație. Deci nici măcar peste gard, de la Ion la Vasile. Nu e voie. Da? Și e un comunicat, uitați-vă pe site-ul ANSVSA, în care se spune, și la urma urmei, pe bună dreptate, trebuie luate niște măsuri de precauție, în această perioadă în care pesta porcină africană nu dă semne că vrea să dispară din România și nici nu va dispărea. Deci, căutați toate informațiile pe site-ul ANSVSA, uitați-vă, sigur, la noi, la AgroTV și o să aflați mai multe lucruri. Bun, două subiecte, ultimele subiecte din această emisiune. Știți că la Buzău se lucrează la o bancă de gene pentru legumicultură și plante aromatice. Între timp avem marea bancă de gene de la Suceava, iar cei de acolo au hotărât să pună la adăpost mai multe semințe, mai multe soiuri, specii, pe care le-au trimis la Svalbard. La Svalbard e pe o insulă, aproape de Cercul Polar, un depozit special frigorific, unde sunt păstrate peste 1 milion de specii de semințe, că, Doamne ferește, în caz de dezastru să avem de unde lua. Cei de la Suceava au trimis 2 containere acolo și e bine că am trimis, urmează să mai trimite și altele. În acest fel, zestrea genetică a României e pusă la păstrare. Și ultimul subiect în emisiunea de astăzi, vaccinarea copiilor ar putea deveni obligatorie în România și nu numai a copiilor, ci și a adulților, pentru că sunt perioade în care e nevoie să se vaccineze și adulții, așa cum sunt diverse boli care acționează, nu mă refer la vaccinarea antigripală. Da, deputații din Comisia de Sănătate au votat astăzi pentru acest lucru, urmează ca în scurt timp să treacă de plen, să meargă la votul plenului, probabil că va fi votat, iar proiectul de lege va deveni obligație, vaccinare obligatorie. E adevărat, nu poți să convingi pe toată lumea că e bine să se vaccineze împotriva unor potențiale boli. Sunt oameni care militează pentru a nu fi vaccinați copiilor, spunând că e imoral să intervii în viața unui copil fără să-i ceri voie. E adevărat, când e sugar și urmează să-i faci vaccinurile, nu poți să-i ceri acceptul la 3 săptămâni, la 6 săptămâni, dar nu contează. Deci unii militează împotrivă. E bine să știți însă că vaccinarea ferește de foarte multe pericole, da? Uite, cum nu e un vaccin împotriva coronavirusului acum, s-a ajuns la un număr de îmbolnăviri destul de mare în plan mondial. Nu atât de mare încât să ne panicăm. Hai să-l asimilăm cu o gripă, valul acesta de coronavirus, da? N-au murit mai mulți decât de la gripa clasică. În România n-a murit niciunul, iar de gripă obișnuită au murit vreo 50 până acum, da? Dar vaccinarea, spun, poate deveni obligatorie. În cazul în care părinții aduc documente că acel copil nu trebuie vaccinat, că e, nu suportă vaccinul sau altceva, are o contraindicație, sigur, se poate trece peste. În cazul în care e obligatorie, nevoie de vaccinare și dumneavoastră veți refuza în continuare, dacă devine lege, să știți că amenda e de până la 10.000 de lei. Și poate că înțelegem și noi că vaccinul nu e neapărat ceva contra naturii. Altele mâine seară. La revedere!